Anul 2018 s-a încheiat și s-a încheiat cu proiecte duse până aproape de final pentru dumneavoastră, ne referim la proiecte care sunt în stadii foarte avansate. Aș vrea să vorbim puțin despre toate aceste lucruri care vor pregăti un an 2019 chiar și mai bun. Da, deci 2018 a fost un an foarte bun pentru Comuna Izvoarele. Vreau să vă spun că am accesat 6 proiecte, 5 la Ministerul Dezvoltării. Din cele 6 proiecte, la 3 am ajuns deja la faza finală, am terminat și licitația. Urmează ca în primăvara acestui an să înceapă lucrările. Haideți să vorbim despre fiecare în parte. Ce reprezintă aceste proiecte, cât de importante sunt ele pentru locuitori și ce vor aduce în Izvoarele? Deci să știți că proiectele le-am accesat în urma consultorilor cu diferiți oameni din sat și am făcut așa un sondaj și ce am crezut de cuvință că este necesar, le-am băgat pe prima listă. Adică la Alba și la Iulia am accesat proiectul pe Ministerul Dezvoltării cu apa potabilă, că nu aveau apa potabilă, nici la ora asta nu au. Proiectul este finalizat. La Izvoarele, extinderea sistemului de canalizare a fost făcut din mandatul trecut de fostul primar, deci eu acum am prins extindere, terminăm tot. Și asfaltare. Deci toată comuna Izvoarele va fi asfaltată. Despre câți kilometri vorbim? Vorbim despre 14 kilometri. 3,6 au fost făcute de celălalt primar, iar 14 se fac anul ăsta. Toate aceste proiecte în ce stadii sunt acum? Care este stadiul lor actual? Deci licitația este terminată, așteptăm să se facă timpul bun, să începem lucrarea. Cu alte cuvinte, aveți deja banii, vă pregătiți pentru ca toate aceste proiecte să fie demarate probabil în primăvară cel mai mult. Dar ministerul, problema este că noi trebuie să dăm drumul la lucrare și se plătește eșalonat. Am făcut cu dirigintele de șantier o anumită lucrare, stop, facem demersurile necesare, depunem documentele la minister, ne plătește, mergem mai departe. Care dintre acestea credeți că era, eu știu, proiectul dumneavoastră de suflet pe care l-așteptați cel mai mult să fie realizat? Păi proiectul meu de suflet sunt cam toate. Pentru că la Alba nu există apă, la Izvoarele nu a fost terminată canalizarea și toată lumea vrea asfalt. Deci nu vrem să facem asfaltare fără să avem canalizare. Ce spun oamenii când au auzit că vor avea toate acestea făcute? Le vine să creadă? Oamenii sunt foarte bucuroși, dar în același timp nu au răbdare. Deci ei au zis deja, domnule, au trecut 2 ani jumate, domnule, asta este. Deci nu noi suntem de vină. Noi astea sunt demersurile care se fac. Deci toți primarii care au depus proiecte în 2017, nu știu, unul sau doi dacă au început lucrările. Deci suntem în cărți, suntem în grafic. 2019 vine cu toate aceste proiecte, v-ați propus și alte proiecte să depuneți finanțări pentru altele? Deci noi am avut 5 proiecte aprobate, iar 3 sunt finalizate. Mai sunt încă 2 proiecte de finalizat în 2019, este vorba despre dispensarul uman în Comuna Izvoarele, în valoare de 500.000 de euro, o clădire frumoasă pe plus 1. De unde vin banii pentru acesta? De la Ministerul Dezvoltării. Da. Și ce se întâmplă? Care e situația? Mai salvați ceva din clădirea asta, cu alte cuvinte? O să salvăm o parte, un perete, nu știu ce o să salvăm, dar problema este că este distrus, deci are 60 de ani și este făcut din pământ. Și nu mai necesită, adică nu se mai pot face reparații. Și atunci îl dărâmați și faceți altul? Îl dărâmăm și facem un dispensar pe plus 1, frumos, așa cum după standardele din 2019. Standardele din 2019 și după normele Uniunii Europene. Deci să facem ceva frumos, după care o să începem să facem și program frumos, să avem medici sanitari până seara. Aveți promisiuni? Vin medici aici? O să vină. Dacă asigurăm condiții, cred că o să vină. Cu siguranță. Da, avem. Avem medici, dar nu avem condiții. O să le asigurăm condiții, după care o să punem și punct după treabă. Și finalizarea achiziției unui buldoi excavator pentru primărie pe programul GAL. Pentru ce aveți nevoie? La ce fel veți folosi acest buldoi excavator? Buldoi excavator se folosește la primărie pentru toate problemele. Uite, iarna vine, dezăpezire, se sparge o conductă, avem societate în cadrul primăriei, în cadrul Consiliului Local, care răspunde de apă și sunt diverse intervenții, diverse și nu avem. Adică vrem să avem un utilaj nou sau să facem treaba așa. Până acum pe ce vă bazați? Când închiriați de undeva? Nu închiriem, avem un buldoi excavator vechi, care ne dă probleme tot timpul și am hotărât să facem un program, să luăm un utilaj nou.
Dispensarul despre care vorbați, un proiect important pentru sănătatea locuitorilor. Da, da. Deci este cel mai serios, cea mai mare finanțare. Deci în județul Tulcea nu există la țară un proiect mai mare de 500.000 de euro. Deci se face clădirea pe plus 1, avem doctor stomatolog, avem doctor de familie, o să montăm și centrală, deci cu toate utilitățile, cu tot, cu tot, fără aparatură medicală. Da, da, da. Și pentru aparatură medicală sperați să găsiți o altă finanțare sau medicii vor veni cu tot ce au nevoie? Aici. Nu ne oprim aici, mergem mai departe și o să căutăm, ca și cu celelalte proiecte. Deci noi mai avem nevoie și de alte proiecte. Asfaltarea la Alba și la Iulia, cele două sate, după ce se pune apa potabilă, eventual iluminatul public pentru toate localitățile, și Alba, și Iulia, și Izvoarele, și o să vedem ce o să mai fie. Sperați să le demarați aceste proiecte în 2019? Sigur. Am un curaj mare, pentru că eu când am venit aici în primărie, acum 2 ani și jumătate, am găsit-o cu foarte mari datorii și în ciuda datoriilor care au fost, am găsit firme care ne-au făcut proiecte, am făcut tot pe datorie și acum, la sfârșit de an, am reușit să le achităm. Și asta mă face să am curaj să merg mai departe. Bun, deci, dacă nu riști, nu rezolvi. Unul dintre cele mai importante proiecte și cu finanțare serioasă a fost legat de învățământul de copiii de viitorul acestei localități. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acesta. Și aici avem un proiect care deja s-a finalizat. Am obținut prin Ministerul Dezvoltării 1.200.000 de lei. Am reabilitat școala gimnazială Izvoarele în totalitate. Centrale noi. Avem două centrale mixte, merg și pe lemne, merg și pe pereți. Sunt mari, deci sunt la capacitate dublă față de ce am avut până anul trecut. Deci este căldură suficientă. 19-20 de grade sunt în fiecare clasă. Și în sala de sport? Și în sala de sport, peste tot. Avem căldură non-stop. Deci în momentul când sunt copii la școală, avem căldură. Deci toată lumea este mulțumită. Sala de sport, izolat de jur împrejur, acoperiș nou, schimbat tot, deci toată lumea este foarte mulțumită. De când timp n-a mai fost rezolvată această problemă? De cât timp n-a mai fost? Vă spun că până acum n-am avut nici autorizație de la DSP. Deci din cauza asta n-am avut toalete, n-am avut, deci s-a făcut totul nou, tot nou. Deci toată lumea este mulțumită. Nici căldura n-a fost până anul ăsta, n-a avut căldură suficientă copiii. Copiii învață acolo? Cu grădiniță, cu tot, sunt 160 de copii. Deci acum au condiții foarte bune de învățare. Au condiții foarte bune, ca la oraș. Și cu sală, și cu toalete, și cu vestiare. Tot. Deci au tot ce le trebuie. Asigurați viitorul localității acum. Nici nu se pune problemă. Și urmărim acum în 2019 să facem și un parc pentru copii. Deja am vorbit cu cineva, o să cumpărăm o curte aici, în apropierea școlii. Ăsta este locul care se va construi parc pentru copii. Deci aici o să fie? Asta, clădirea asta o cumpărăm în luna și care vine. Asta ce e acum? Nu, este o privată, ceva părăsită, și am adus la atingere cu moștenitorii în luna care vine, cel târziu în martie, am cumpărat-o, demolăm. Și o să facem și un parc, au cerut și un parc pentru copii. Ce veți face acolo? Un loc de joacă? Ce veți? Un loc de joacă, un foișor, băncuțe, iluminat public, deci tot ce le trebuie. Eu îi aștept să vină cu propuneri ce vor să facă și ce vor să montăm în parcul de copii. A fost Crăciunul perit vechi, urmează anul nou. Aș vrea să ne spuneți câte ceva despre ce se întâmplă în această perioadă în Izvoarele, tocmai pentru că aveți toate aceste tradiții. Noi avem niște sărbători specifice. Dacă noi suntem o comunitate de greci aici, deci Izvoarele este cea mai mare comunitate de greci din România, avem niște sărbători specifice. De bobotează, seara bobotezei este ajunul Crăciunului păstil vechi. Și avem niște cântăreți, drăgumanu îi spun, care merg și colindă la peste tot, în tot satul. Pe 7 ianuarie avem alte obiceiuri, se udă miresele care au fost măritate și au făcut nuntă. Tavrexudia, adică udatul, și anume udatul mireselor care s-au cununat în anul 2018. Familiile mireselor, adică socrii mari și socrii mici, împreună cu nași, se întâlnesc acasă la socrii mari, unde este udată mireasa,
Apoi, după ce se termină acolo ritualul udatului, toți o să vină aici. Trebuia să ne strângem în fața căminului cultural, unde este o piață, da? Dar nu ne strângem acolo pentru că e foarte frig. Și ne-am adunat aici în cămin ca să sărbătorim miresele din anul 2018, tinerii căsătoriți din anul 2018. Se îmbracă toată lumea în costumele tradiționale care le avem și se face Hora Mare a satului și pe 7 și pe 8. Este foarte, foarte, foarte frumos. Deci este unicat în județul Tulcea, cred că și în România. Duceți mai departe aceste tradiții, ne spuneți? Nu se pune problemă. Deci merge mai departe cu toată dragostea. Le doresc multă, multă, multă sănătate și să aibă răbdare că 2019 va fi un an cu realizări. Deci vor începe cele 3 sau 4 proiecte mari. Deci toată lumea va fi mulțumită. În momentul când o să înceapă treaba, o să fie toată lumea mulțumită.